Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vrem să vorbim despre școală. De ce să vorbim despre școală? Pentru că este pepiniera societății până la urmă. Nu știu dacă a zis cineva sau am zis eu lucrul ăsta acum, dar un lucru e clar. În funcție de ce învață copiii, merg mai departe și fac lucruri mărețe sau mai puțin mărețe. Am avut chiar o dispută, să zic așa, când eram în facultate, la o oră de psihopedagogie. O parte dintre noi țineam cu societatea, cu școala, în cazul influențării copiilor, și ceilalți țineam cu familia și cu genele. Și era o dispută din aia eternă. Ajung să fie cam la egalitate, să știți, până la urmă. Așadar, copiii sunt foarte mult influențați de către dascălii lor. Haideți să vorbim despre școală. Școala este foarte importantă, numai că în zilele noastre am observat că nu prea se dă importanță la școală. S-au schimbat rolurile. Elevii sunt profesori și profesorii sunt elevi. Da, și părerea și mea, copiii nu prea mai învață, că se bazează pe părinți și pe ce dau părinții care la profesori. Ok, este foarte importantă. De ce? Păi, orice civilizație a evoluat numai prin școlarizare. Da? Pentru un factor activ al unui vector care a însemnat o educație. Educația se putea cumula pentru o școală oarecare, da? Fără școală nu se poate. E foarte importantă pentru copii. E importantă, dar să faci o școală, dar după ce o termini să găsești loc de muncă. Sunt multe foloase. Educație, îți faci un viitor. Fără școală nu poți să faci nimic. Nu? Dacă luăm partea română, să zicem că ar fi o parte de a unui câștig oarecare legat de faptul că am putea avea o generație care să se perpetueze ceea ce ne-a mai rămas încă, că nu se știe ce ne-a mai rămas. Este o chestie trunchiată. Deci dacă vă uitați acum și mai întrebați pe cineva pe stradă cine a fost Ștefan cel Mare, din 10 nu vă răspund decât 8, dacă mai știu ceva. Sau 2, automat vă spun că nu știu cine a fost Ștefan cel Mare. De a educa un copil. Al învăța să meargă mai departe, să aibă parte de un viitor cât mai bun. Păi depinde fiecare cum, în ce domeniu își alege. Școlii românești, așa, cu indulgență, i-aș da 7. Cu indulgență. Da. Da. Pentru că nu e seriozitate. Încearcă, unii încearcă, unii profesori încearcă, unii nu. Sunt foarte multe relații între părinți, profesori și atunci copilul profită, nu? Ok, deci legat de treaba asta pot să spun că avem cadre foarte bine pregătite din punct de vedere al quantumului cunoștințelor și al celor care trebuie să le genereze și să le infuzeze în generațiile viitoare. Dar nu știu acum cât de receptive vor fi acele generații. Aia e problema. O notă destul de bună. La 8, la 9. Pentru că la noi se învață oricum, se învață bine față din altă parte. Păi, pur și simplu, eu aș da 10, dar dacă s-ar găsi loc de muncă după terminarea unei școli. De bine, eu cred că ești pe parte școala, pe parte părinții și, pe urmă, conducerea unui minister de învățământ, nu? Asta e important. Dar noi nu prea am avut miniștri foarte capabili. Numai sistemul care l-am avut după 90 încoace. Vă spun, deci școala înainte de 90 era școală. Deci se dădea un examen pentru intrare în liceu, se dădea un examen pentru intrare în facultate, se dădea un examen la terminarea și după teorie, da?
Deci erau niște examene care se dădeau de certificarea cunoștințelor acumulate. Cine să fie de vie decât sărăcia asta. Mulți copii care nu au posibilități de a merge la școală. Conducerea care am ales-o noi. Eu sper că bine. Că ar fi păcat de tineretul ăsta, că văd că se nasc niște copii frumoși și destul de isteți. Și eu cred că bine, așa aș dori să avem o generație învățată, civilizată. Sper. Și cu speranța poate rămân, eu știu. Decade, prea puțin spus. Știți ce? Titulescu a spus unui mare confrate a lui din vremea în care era și el undeva pe în Parlamentul României. Și bă, tată, ne potrivim la cap, dar la nu. Că el avea un fotoliu mai mare unde nu încăpea decât numai lui, scuzați de expresie. Da? Ei, atunci așa o să ne înțelegem și noi. Nu știu dacă o să putem să ajungem vreodată să avem capete atât de luminate în ceea ce privește coordonarea învățământului românesc ca să ne putem lăuda că vom avea ceva. Deci eu am făcut un liceu cu 5 ani la zi. Apoi mama lui de liceu, când am făcut pe ăla, o scos untul din mine. Nu mă plâng de asta și sunt mândru cu chestia asta. Dar arată mie unul acum, din ăștia care ies, puii ăștia care ies acum, să fie mândru că o scos untul unul din ei. Să sperăm că o să evolueze cât mai bine. După cum se preconizează, din ce în ce mai rău. Pentru că făcând o școală și neavând unde îți găsi un loc de muncă și să trebuiască să ieși în afară, te faci în așa fel nici să nu mai ai o atracție către școală. Mi-a făcut plăcere să vorbesc astăzi despre școală. Am întâlnit oameni diferiți. Mi-a făcut plăcere și să primesc un răspuns care de fapt prezenta o notă școlii românești, dar să nu se dea cifra propriu-zisă. A fost interesantă emisiunea de astăzi pentru mine, țin să spun lucrul acesta. Și cred că pot spune că a fost interesantă pentru mine din perspectiva școlii pe care am făcut-o și eu la rândul meu. Toată, de la început până la sfârșit. De la grădiniță, mergând mai departe la școala primară, gimnazială, liceu, facultate și restul poveștii care n-o mai derulez. Dacă aveți idei, vă așteptăm pe www.vpf.ro, puteți trimite mesaje și pe Facebook, pe Viața Bate Filmul sau SMS-uri. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Acum e un fel așa de, hai că mă duc să mă iau cu 3 lei încă o diplomă și am rezolvat-o și pe asta. Vă spun eu că așa e. Fiecare vin are povestea lui și când este servit cu o delicatesă culinară, povestea lui devine experiența ta senzorială. Te așteptăm la Real Suceava cu vinuri alese. Am învățat de la cei mai buni povestea vinurilor premium în combinație cu cele mai rafinate mâncăruri. Seria evenimentelor Totul pentru Gust continuă pe 4 și 5 iunie cu Wine Boutique și Wine Club, la care am invitat specialiști în domeniu. Partener Vinimondo. Indiferent de nevoile și dorințele pe care le ai, câteodată puțin ajutor îți aduce multă bucurie. La CEARE Învățământ Fălticeni ai acum cele mai flexibile împrumuturi, iar pe lângă asta, aprobare la dosar pe loc, dobândă fixă și rambursare în 10 ani. CEARE Învățământ Fălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava. CEARE Învățământ Fălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava.